Georgiana, mulțumim. Două atentate cu bombă au avut loc în această dimineață la Ierusalim. Un om a fost ucis, iar alți 18 au fost răniți. Dispozitivele explozive au fost lăsate în stații de autobuz în timpul orei de vârf. Poliția israeliană cere acum tuturor oamenilor să fie atenți la bagajele suspecte. Primim detalii chiar acum de la jurnalistul Digi24, Alin Borcea. Alin, te ascultăm. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Poliția israeliană a spus foarte clar, aceste incidente au fost atacuri teroriste, atacuri teroriste cum nu au mai fost văzute în Israel de foarte multă vreme. A spus-o chiar șeful poliției israeliene când a vizitat unul dintre cele două locuri ale exploziilor. Prima deflagrație a avut loc într-o stație de autobuz din nord-vestul Ierusalimului, la o intrare în Ierusalim dinspre Tel Aviv, puțin după ora 7 dimineața, adică în timpul orei de vârf. 12 oameni au fost răniți din cauza acestei explozii, unul dintre ei, din păcate, a murit mai târziu la spital. A doua deflagrație, a doua explozie a avut loc jumătate de oră mai târziu, într-o altă stație de autobuz aflată în apropiere de prima. În ambele situații se crede că bomba a fost lăsată într-o pungă în stația de autobuz și a fost detonată atunci când autobuze au venit în stație. De aceea, poliția din Israel și Serviciul de Informații Interne îi roagă pe toți localnicii să fie foarte, foarte atenți la orice fel de colet suspect pe care l-ar vedea în oraș, deoarece se tem să nu apară și alte atentate de acest fel. Până acum, aceste două atacuri nu au fost revendicate de nimeni direct, dar gruparea teroristă Hamas s-a bucurat de existența lor și de faptul că au murit israelieni. Au spus că aceste atacuri le ajută cauza.